Bună tuturor celor din ziua de fecioară sau care aveți ascendentul sau luna ziua de fecioară și bine v-am regăsit la citirea generală pentru perioada 1 15 mai 2024. După cum știți, dacă vă doriți o citire personalizată, îmi puteți să sau un mesaj pe WhatsApp la numărul afișat chiar aici. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să-mi lăsați un like, să vă abonați sau să distribuiți acest video, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Aveți și un mesaj suplimentar, o regină de monede. Puteți fi chiar voi în această energie în care sunteți foarte siguri pe voi, emanați foarte multă încredere și siguranță în jurul vostru. Apare mult mai multă responsabilitate în perioada aceasta, dar și o mai mare siguranță din punct de vedere material și în legăturile de familie. Posibil să interacționați cu un alt semn de pământ, aur, fecioară sau capricorn. Energia principală pentru prima săptămână aduce un trei de spade. Steți un pic cam îndurerați, cam dezamăgiți din cauza unei trădări, anumite lucruri care nu merg așa cum vi le propuneți voi. Multe sacrificii, multe compromisuri pentru ce? Pentru o suferință constantă. Foarte posibil să auziți și de o trădare, posibil să aveți de face cu semne de aer, gen în balanță vărsător. Ia să vedem, da? Trădare clar, avem șapte de spade, diavol. <coughs> Mare atenție în cine vă încredeți, poate, poate veți de face și cu un capricorn, aici vorbi, vorbim și despre o trădare. Trădarea aceasta vine din orice punct de vedere, că ați fost înșelați pe muncă, pe bani, pe dragoste, că ați avut încredere oarbă într-o persoană, dar vedeți că situația aceasta care vine... M Vine ca să vindece, adică, bun, treceți printr-o rană, treceți prin niște sacrificii, nu înțelegeți, vă puneți foarte multe semne de întrebare de ce, de ce mi s-a întâmplat mie, ce am greșit, cu ce am greșit eu să trec prin lucrurile astea, dar, de fapt, toată situația care se va întâmpla în viața voastră va aduce o deschidere nouă către altceva la ce nu ați fi sperat și nu ați fi gândit și nu v-ați fi așteptat, pentru că voi tot ați, cerut, în ați cerut ați cerut ajutor din dintr-o zonă, să spunem, sau de la anumite persoane care așteptau cu totul și cu totul altceva. Mare așteptări, poate ați avut, poate aveți mari așteptări din partea unor oameni și vă cam dezamăgesc. În a doua săptămână avem să Uitați cum se schimbă energia și voi veți da peste prosperitate și abundență. Lucruri care vor crește în intensitate, recompense de orice fel, lupte pe care le duceți pentru că nu puteți trece dintr-o stare în alta, de la o săptămână la alta, pentru că încă veți mai avea întrebări fără răspuns sau începeți să creșteți din punct de vedere financiar și profesional, pe comunicare, să fiți mai ok, dar emoțional sunteți praf. <coughs> că apare dezamăgirea, apare dezechilibrul la această instabilitate emoțională, poate fi și o trădare pe, pe ori, de ordine uh, sentimental, dar poate fi și o legătură în familie, multă invidie, gelozie pe ceea ce aveți, probabil la anumite piedici care pot apărea în succesul vostru, vreți să faceți niște schimbări și întâmpinați niște stații așa mai încurcate, dar văd un nou început care aduce multă plăcere și multă încredere în ceea ce va veni. Voi treceți de la agonie la extaz sau poate fi situația inversă, da? Treceți de la extaz la agonie pentru că treceți prin niște situații care vă schimbă în dragoste, ia uitați câte de dezamăgiri. Dezamăgiri, nemulțumiri, regrete. Ce regretați? Că ați avut încredere oarbă într-o relație și s-a dovedit a fi una eșuată? Aflați de o a treia persoană? Aflați că persoana respectivă nu vă împărtășește sentimentele sau dorințele de viitor? Aflați că este căsătorită? Depinde de la caz la caz. Aveți <coughs> de face și cu o balanță, cu o altă fecioară, gemeni, vărsător, rac, scorpion, pești. Apare o nebunie aici pe relații. Dar vă îndreptați pe calea corectă, vă îndreptați pe o cale în care nu veți mai permite să fiți așa stresați, să vă, consum, să vă consume cineva, să vă folosească cineva. Lucrurile acestea nu se întâmplă, nu, da, vin așa pur și simplu, chiar dacă veți avea momente în care veți sta în singurătatea voastră, în singurătatea căminului vostru, vă, vă veți da multe răspunsuri. Pe planul profesional aveți noroc, ia uitați, succesul, creșterea, evoluați, mergeți mai departe, lăsați în urmă ceea ce n-a funcționat. Și aici apar dezamăgiri, da, pot apărea dezamăgiri din partea unor oameni. Nu v-ați fi așteptat să se întâmple așa, dar apar schimbări. Schimbările acestea o să vă aducă un mare noroc pe bani. Nu-l vedeți acum pentru că sunteți agățați de o situație care stagnează. Deci, dragilor, tare mii că voi treceți prin niște situații în perioada aceasta cu un mare impact emoțional. E și finalul unei povești de dragoste pe la locul de muncă și finalul unui job sau unui proiect de suflet sau um, ceva ceva v-am tras în jos, că voi simțiți așa, să zicem, entuziasm și reușită și împlinire, dar pe de altă parte voi epuiza situația. De aceea apare evenimente din destin, din univers, care nu cad foarte bine în prima fază, dar schimbă, vă schimbă percepția și vedeți lucrurile diferit. Financiar apar niște propuneri, vești bune, vă vin niște bani, vă intră bani în cont și parcă stați așa la pândă, nu cumva să se mai întâmple ceva și pe aici, că nu știți ce se, cum o să reacționați pe mai departe. Nu, aveți succes din punctul ăsta de vedere, dar trebuie să vă protejați sau să. Da, vă protejați norocul ăsta să nu știe lumea că aveți noroc pe bani, dar aveți, veți avea. Din punctul ăsta de vedere, știți să puneți deoparte, știți să vă urmăriți interesul pe sănătate îmi apar vești bune în familie. Vedeți să nu aflați de o sarcină, da, să iubiți o persoană foarte mult și să aflați că va avea un copil cu altcineva. Aici sunt cazuri particulare, vă dați seama, este o energie colectivă. Vorbim de o citire generală, nu se poate potrivi tuturor. Dar da, puteți unii dintre voi să aflați de sarcina cuiva. Mm -hmm. Poate vă faceți niște analize, alții dintre voi, poate vă externați, alții dintre voi sau auziți de externarea cuiva, mergeți cu flori se îmbunătățește starea de sănătate a unei persoane mai în vârstă. Treceți așa prin niște fluctuații din punct de vedere emoțional. Pentru că vă îngrijiți sau vă îngrijorați foarte mult de sănătatea cuiva și vreți să știți acea persoană bine. Provocarea vine prin comunicare, din orice direcție, văd foarte multe direcții, multe iluzii, multe vorbe care nu și-au rostul sau nu sunt adevărate și trădarea asta tot pentru un mesaj, cred că o să o aflați sau prin telefon. Comunicare poate fi și verbală, de fapt. E vorba de trădare în sine, aici este, aici este adevărata provocare pentru voi, da? Ia uitați, discuții, întâlniri, vorbe. Sunteți provocați din orice unghi, din punct de vedere, al interacțiunii. Persoană arogantă, iubită, iubit, arogant, încrezut, care se desparte de voi. Dragilor, na, este o citire colectivă. Luați de aici doar ce vi se potrivește. Încerc să văd și o parte mai pozitivă a lucrurilor, dar ceva va avea loc în viața voastră cu siguranță. Ceva care nu vă încântă. La prima vedere nu vă încântă, că apoi se întâmplă ceva de bun augur. Surpriza e prin puterea să aveți curajul, determinarea și energia necesară pentru a depăși momentele acestea care vin în viața voastră. Posibil să aveți de face și cu zodia aleu, berbec săgetător, schimbări pozitive, da, veți avea parte de schimbări pozitive, de succes garantat care va veni, schimbare pozitivă, da, apare schimbarea aceasta pozitivă, un angajament solid, un alt loc de muncă, acolo în unii cazuri sau o promisiune garantată. Vi se cere să fiți mai atenți la detalii și la ce vă transmit oamenii din jur și veți auzi de ghinionul cuiva sau o persoană de la drum care v-a făcut vouă mult rău, că nu este în cea mai bună formă, că îi merge rău sau nu se simte bine sau este dor sau vrea să se întoarcă, că e posibil să fie o chestiune de ordinul zilelor. Vă puteți baza pe un prieten, pe o prietenă, cât și anumite situații care vin așa cu mai multă lejeritate sau reușiți voi să ieșiți mai ușor un pic din anumite situații care vă doboară, care vă pun la pământ. Dragilor, cam atât am avut să vă spun, vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și astăzi. Vă vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!